2 Petru, capitolul 3, începând cu versetul 1, să ascultăm cuvântul Domnului. Preiubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului, Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocori, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de ape. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, preiubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani este ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are un delungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Amin. Vă invit să vă reașezați. În dimineața aceasta am citit cuvântul Domnului, pe care l-am auzit cu toții, cu gândul de a vă împărtăși un mesaj pe care l-am intitulat A doua venire a Domnului Iisus și sfârșitul veacului. În întâlnirea prezentă vom avea o primă parte a acestui cuvânt de învățătură, urmând ca în următoarele întâlniri, Domnul va găsi cu cale, vom aprofunda în următoarele lecțiuni această învățătură. De ce este necesar să abordăm acest subiect? Dincolo de faptul că învățătura cu privire la venirea Domnului este o învățătură biblică, dincolo de faptul că o creștere în credință armonioasă presupune să cunoaștem tot cuvântul lui Dumnezeu, inclusiv cuvântul pe această temă, constatăm că în vremurile noastre există o tot mai evidentă lipsă de interes în rândul creștinilor cu privire la revenirea Domnului Iisus, la întoarcerea sa înapoi. Putem constata și în dreptul propriilor noastre vieți că pasiunea pe care altădată am avut-o pentru întoarcerea Domnului Iisus, dorința arzătoare exprimată în rugăciunile noastre, în cântările noastre, în îndemnurile noastre, în convorbirile noastre, reflectă această scădere a preocupării, a interesului, a dorului după revenirea Domnului nostru Iisus. Adevărul e că pe cât se adâncește omul mai mult în legăturile sale cu lumea aceasta, în proiectele omenești, cu cât bunăstarea pământească este mai evidentă, cu atât preocuparea și dorința după împărăția lui Dumnezeu este mai mic. Având în vedere aceste tendințe, e bine să adâncim cuvântul Domnului și să ne reamintim de ceea ce Dumnezeu are de spus pe acest subiect. Pe de altă parte, la polul opus, există un interes oarecum dezechilibrat din partea unora care nu văd și nu vor altceva decât aceste subiecte. Văd în toate locurile tot felul de situații, de semne ale fiarei, de tot felul de... Trăiesc efectiv cu frica zilei de mâine, proliferează tot felul de interpretări, a zice, nebiblice, cu privire la ce înseamnă venirea Domnului. Și atunci,
Și pentru a echilibra, din punctul acesta de vedere, înțelegerea noastră, e bine să revenim asupra acestui cuvânt biblic. Mi-amintesc că odată cineva din adunarea noastră, o soră, a spus: frate Nelu, ar trebui ținută în biserică învățătură pe această temă. Asta se întâmpla în urmă cu vreo 4-5 ani. La care, la momentul acela, am spus: soră, dar am avut în biserica Emanuel un studiu biblic pe acest subiect în 62 de predici, ținute duminica și apoi joi seara. La care ea zice: da când? N-am auzit niciuna. La care am spus în urmă cu vreo 15 ani. La care ea a zis: da, eu sunt pocăit numai de 5 ani. Mi-am dat seama că asupra unor teme trebuie să revenim. Așa cum învățătorul în fiecare an, având o grupă nouă, clasa 1, o ia de la capăt, în fiecare an o ia de la capăt, ocupându-se de o nouă generație pe care trebuie să o învețe să scrie. Așa și în biserică se noiesc generațiile și de cuvântul lui Dumnezeu este nevoie să ne-l reîmprospătăm. Câteva lucruri în această dimineață aș vrea să împărtășim. Primul rând, a doua venire a Domnului nostru Isus este o învățătură a Sfintelor Scripturi. A rămas uluit să observ că sunt persoane care vin la biserică, s-au botezat în apă, care nu mai cred în întoarcerea fizică, literală, a Domnului Isus. În a doua sa venire. Nu mai cred în asta. Cred în moartea lui Isus, în învierea lui Isus, cred în schimbare morală, cred în botez cu Duhul Sfânt, ca au ei tot felul. Dar când iese, te pui față în față cu crezul acelei ființe, privitoare la venirea Domnului, acolo este o totală confuzie. Haideți să ne uităm la Scriptură și să observăm că venirea Domnului, reîntoarcerea Domnului Iisus Hristos, este una din învățăturile de bază ale Scripturii. Nu e vorba aici de tradiție, nu e vorba de mit, nu e vorba aici de o speranță autoindusă, ci este efectiv vorba de revelația lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu, descoperit Bisericii lui Dumnezeu prin Scriptură. Trecând peste informațiile pe care le găsim în Vechiul Testament, socotind că timpul pe care îl avem la dispoziție trebuie folosit echilibrat, în vedere cât este de spus, ne referim doar la ce găsim în Noul Testament. În învățătura Domnului Iisus, începem cu învățătura Domnului Iisus. În Ioan 14 cu versetul 3, ne vom uita împreună la câteva pasaje. Domnul Iisus, înainte de patima sa, a spus așa: eu mă voi duce și vă voi pregăti un loc. S-a referit la înălțarea sa la cer. Și auziți ce promisiune a făcut: mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. El a vorbit despre revenirea sa: mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. În Matei 16, versetul 27, este scris: căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Fiul omului este Domnul Iisus. Iată ce a spus Domnul Iisus: Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi. S-a referit la a doua sa venire. În Matei capitolul 24, versetul 42, următoarele pasaje, Domnul Iisus a atenționat pe ucenici cu aceste cuvinte: vegheați dar, pentru că nu știți când va veni Domnul vostru. Va veni Domnul vostru. Vegheați, pentru că nu știți când va veni. El va veni. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei ce straje din noapte, la ce straje din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata. Și auziți cum închide. Căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Și se pare că în vremea aceasta oamenii nu se mai gândesc la venirea Domnului. I-au prins treburile vieții, proiectele pe care le avem,
pasiunile, iubirile pe care le avem și începem să nu ne mai gândim așa de mult la venirea Domnului. Că acest cuvânt să spună, vegheați, fiți gata, că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Luca 12 cu 40. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. În Matei 25 cu 13. Vegheați dar, că nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Iisus Hristos se va întoarce. Cuvintele acestea sunt dovezi. Ca apoi, în Marcu 13, să regăsim un alt cuvânt al Domnului Iisus, cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și versetul 33, Marcu 13, luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Ni se cere să ne rugăm, ni se cere să fim vigilenți, ni se cere să fim pregătiți, să fim gata, pentru că Iisus Hristos se va întoarce, va veni. Chiar în ziua înălțării sale la cer, cuvântul Domnului ne spune că apostolilor li s-au arătat niște îngeri care le-au spus așa, e scris în Fapte 1:11. Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Auziți ce cuvânt frumos. Ei se uitau după Domnul Iisus care se înălțase la cer. Îl pierduseră din ochi, un nor l-a ascuns de privirile lor și încă se uitau în sus. Îngerii au zis, acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, cum continuă, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Acest cuvânt este adevărat. Domnul Iisus va reveni, slăvit să fie în numele Lui. În epistole, apostolul Pavel, zăbovim un pic la epistolele apostolului Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 15, cuvântul Domnului, începând cu versetul 50, ne spune, ce spun eu fraților? Este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, adică nu vom muri toți, biologic, ci toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Apostolul Pavel a intrat în detalii, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, arătând ce se va întâmpla în ziua în care va veni Domnul și, în mod deosebit, ce se va întâmpla cu cei rămași în viață și cu cei care au murit în Hristos. 1 Corinteni 1 cu 8. El este o promisiune superbă pe care o face Dumnezeu prin Duhul. El, Dumnezeu, Domnul Iisus, vă va întări până la sfârșit, în așa fel încât să fiți fără vină, vreau să observați, în ziua venirii Domnului nostru Iisus. Există o zi a venirii sale, El se va întoarce. Poate că cel mai cuprinzător pasaj pe această temă de la Apostolul Pavel este cel consemnat în 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Pasaj cu care suntem obișnuiți să-l auzim în general la servicii de mormântare. În cuvântul acesta, în versetul 16, mai cu seamă, cuvântul Domnului spune așa. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer. Este o realitate. Întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și vom fi totdeauna cu Domnul. Asta scrie cuvântul lui Dumnezeu. Sunt promisiunile lui Dumnezeu. Este adevărul. Venirea Domnului este o realitate. Este o certitudine. Apoi, în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 14 la 15, ni se spune în cuvântul Domnului, să păzești porunca, fără cuvântul lui Dumnezeu, despre asta este vorba, fără prihană, fără vidă,
până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Să păzești porunca și să o păzești în perspectiva arătării Domnului, a venirii Domnului. Filipeni 1:9. Și mă rog ca dragostea voastră, spunea Pavel filipenilor, să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese. Și auziți cu ce perspectivă? Ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos. Deci, apostolul Pavel a învățat bisericile, călăuzit de Duhul Sfânt, că trăirea în sfințenie, lupta pentru a rămâne în credință, trebuie făcută cu viziunea întoarcerii lui Iisus. Că binefacerile se fac în lumina revenirii lui Iisus. Că vremile de rugăciune și de post sunt aduse în așteptarea venirii Domnului Iisus. Că părtășiile frățești, stăruința în cuvânt, în legătură frățească, venirea la adunare, e făcută în contextul afirmării Iisus revine și vreau să fiu gata, vreau să fiu pregătit. Orice activitate duhovnicească, orice apropiere de Dumnezeu, orice faptă bună, orice refuz a unei ispite, a unei tentații, lupta împotriva păcatului, misiunea, toate sunt făcute în această viziune. Iisus se va întoarce. Asta este învățătura cuvântului. Apoi, în Tit, capitolul 2, cu versetul 13, cuvântul Domnului spune așa. În context, suntem învățați de harul lui Dumnezeu, cum să ne sfințim, și toată această sfințire este făcută cu, este justificată de o motivație. Așteptând fericita noastră nădejde. Și acum dați-mi voie să cugetăm, să reflectăm împreună la acest cuvânt. Uitați-vă la el. Așteptând fericita noastră nădejde. Ți se potrivește? Ți se potrivește? Uitați cum a zis Pavel, vorbește la plural, vorbește creștinilor, vorbește lui Tit. Doi slujitori a lui Dumnezeu, de la tată spiritual la fiu spiritual, de la învățător la discipol, așteptând fericita noastră nădejde. Este nădejdea ta? A lui Pavel a fost? A lui Timotei a fost? Este și a ta? Și venirea Domnului, e o veste bună sau e o veste rea? Venirea Domnului. Haideți să schimbăm un pic întrebarea. Imaginați-vă că ați fi membri în biserica din Efes. Și că Domnul Iisus s-ar arăta în mijlocul acelei biserici, te-ar privi în ochi și ar zice așa. Știu faptele tale. Vin mâine. Cum ar fi vestea? O veste bună sau o veste rea? Deodată ne adaptăm răspunsul. Frații mei, e veste bună. Pentru copiii lui Dumnezeu este veste bună. Noi nu îl așteptăm pe Domnul Iisus în meritul faptelor noastre. Dar nici nu călcăm în picioare harul lui Dumnezeu trăind oricum, că suntem mântuiți prin credință și că Dumnezeu ne va ridica la cer prin har. E veste bună pentru cei cu inimă curată, e veste bună pentru cei iubitori de Dumnezeu, e veste bună pentru cei care trăiesc în sfințire, e veste bună pentru cei plini de Duh. Dumnezeu să ne ajute să fie așa. În epistolele generale, și aici ar fi Iacov, epistolele lui Ioan, epistolele lui Petru, epistola lui Iuda, doar din aceste epistole foarte puțin. Iacov 5:8. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Vă rog să observați cum este motivată
cum este motivat apelul la răbdare. Fiți îndelung răbdători, că venirea Domnului este aproape. Venirea Domnului, învățătura aceasta, este legată de viața de zi cu zi, de viața creștină de zi cu zi, începând de la morală și continuând până la misiune. Totul e pus în această ramă. Aveți harfe de cântări pe acasă din acelea vechi? Aveți harfe? Cine are? V-aș ruga să faceți un exercițiu. Mergeți acasă, se va cânta adunarea, duceți-vă la harfa de cântări, mergeți la pagina aia cu indexul cântărilor și o să vedeți câte cântări sunt la capitolul despre venirea Domnului. Uitați-vă să vedeți. Eu constat că în Biserica Emanuel cântăm puțin despre venirea Domnului. Avem cântări foarte frumoase. Să știți că imnologia în biserici reflectă preocuparea bisericii. Fac apel la cântăreți să caute cântări despre venirea Domnului. Avem și cântăm, dar pot fi mai multe. Adevărul e că preocuparea pe care o avem față de venirea Domnului vorbește despre starea noastră spirituală. Dacă nu vorbim deloc de ea, dacă nu cântăm deloc de ea, dacă nu aducem în rugăciunile noastre, dacă nu justifică speranța aceasta trăirea noastră și alergarea noastră, atunci mă întreb ce fel de creștini suntem, ce fel de speranță avem. Ca zis Pavel despre cei oameni care trăiau așa. Dacă ne-am pus nădejdea în Hristos doar pentru viața aceasta, atunci suntem cei mai nenorociți oameni. Adică nu se justifică să fii creștin, să spui în Dumnezeu speranța numai pentru lucrurile acestea. Astea trec repede. Da. Speranța, venirea lui Hristos, justifică. Pasajul din 2 Petru l-am citit, nu o să-l mai citim. În schimb, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2. Auziți ce este scris? Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Cercați, vă rog, să intrați în simțămintele apostolului și a bisericii către care scrie. Observați pasiunea. Ce o să fie, nu știm. Ziua de mâine nu o cunoaștem, cum va fi, ce va fi, nu știm, nu s-a arătat, nu s-a revelat încă. Dar un lucru știm și este o certitudine, că El va veni. Când va veni, cum va veni, nu s-a revelat. Un lucru știm, suntem copii ai Lui, știm că El vine și mai știm că atunci când vine, noi vom fi ca El și îl vom vedea așa cum este. Asta a motivat. Și la aceasta suntem chemați. În cartea Apocalipsa găsim texte pe această temă, Apocalipsa 3:11. Eu vin curând, a spus Domnul unei biserici, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pentru toți cei care sunt ispitiți să păcătuiască, pentru toți cei care sunt ademeniți de momelile cu momelile acestei lumi să părăsească drumul lui Iisus, calea lui Dumnezeu. Pentru toți cei care obosesc și încep să slăbească, auziți, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Și cu ce motivație? Eu vin curând, a zis Iisus. Apocalipsa 2:25-26. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Atât de mare, de profundă a fost speranța și pasiunea creștinilor din tâi pentru revenirea lui Iisus, încât au făcut și un salut. Mai când eram eu fecior, bisericele se salutau între ele cu acest salut. Maranata.
Domnul nostru vine. Iisus, în cartea Apocalipsa este consemnat, a zis, iată eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta, sau în 22:12, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Poate că cel mai frumos cuvânt este Apocalipsa 22:20. Este ultimul verset din Biblie. Domnul Iisus, prin Duhul, a vorbit lui Ioan. Imaginați-vă că Ioan este așezat la o masă, cu pana de scris în mână, scriind ce îi dă Dumnezeu să scrie. Și a auzit aceste cuvinte. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Și a scris. Și apoi s-a auzit un cuvânt, amin. Și l-a scris și pe acela. Dacă vă uitați cu atenție, în cartea Apocalipsa veți vedea că de mai multe ori s-a pomenit acest cuvânt. Și după ce s-a pomenit, la o vreme, mai lungă, mai scurtă, Duhul a zis din nou. Și a urmat alt capitol, altă revelație. De data aceasta, se pare că s-a așternut o tăcere lungă. Nu s-a mai zis nimic. Din care tăcere, cu siguranță că Ioan a înțeles, revelația s-a închis, adică s-a încheiat. Ce a fost de spus, s-a spus. Sensul acestui amin este așa să fie, e ca o pecete, s-a spus tot. Și apoi așa mi-închipui cum Ioan a luat pana din nou și acolo a pus dorința lui și rugăciunea creștinilor. Vino, Doamne Iisuse! Așa se închide Biblia. Care ne rugăm așa? Când vă rugați? Vă rugați când vino, Doamne Iisuse? E dorul, e așteptarea, e viziunea vieții noastre? Poate că oamenii mai în vârstă sau găsiți în încercări se gândesc la asta mai mult. Aflați în persecuții, se gândesc la asta mai mult. În boli grele, simțind că sfârșitul e aproape, se gândesc la asta mai mult. Dar ce te faci dacă în minutele următoare deodată vine și te prinde fecior, te prinde fată, nebotezată, nepredatul lui Dumnezeu? Vino, Doamne Iisuse, rugăciunea aceasta este așteptarea și pasiunea tuturor creștinilor. Amin. În al doilea rând, hai să punem împreună această informație biblică pe care am subliniat-o și pe baza ei să facem o împătrită afirmație. Întoarcerea lui Iisus va fi neașteptată, personală, vizibilă și în trup. Așa va fi venirea lui. Venirea lui va fi neașteptată, cu totul surprinzătoare. Revin doar asupra unui text. Luca 12:40. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Vă aduceți aminte că Iisus și-a asemănat venirea apelând la o metaforă șocantă. Zice că va veni ca un hoț. Va veni ca un hoț. Să apelezi la această metaforă negativă, să spui că Domnul vine ca un hoț, el să zică despre sine, apostolii au preluat, acolo e un tâlc. Hoțul pândește momentul. Vine căutând momentul în care cel care e surprins să fie nepregătit. Partea frumoasă este că Domnul Iisus, aici este, sunt două distincții mari. El amână să vină, pentru că vrea ca lui să fie pregătiți. Așa am și citit,
nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are un delungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Pe de altă parte, hoțul când vine, vă întreb ce ia hoțul, ce ia lui sau ce nu ia lui. Ce fură un hoț? Ce aparține? Sau ce aparține altora? Ia ce nu ia lui. Când vine Iisus Hristos, întrebarea este ce ia? Ce ia lui sau ce nu ia lui? Numai ce este al lui. Sunt două diferențe majore. Și atunci ce rămâne din metaforă? Elementul surprizei. Momentul acela cu totul neașteptat. Surpriza aceea, șocul creat de acea intervenție nedorită, neașteptată, nebănuită, neanticipată. Nu? A doua venire va fi neașteptată. Afirmația a doua, reîntoarcerea lui Iisus va fi personală. Iisus în persoană va veni. Au apărut învățături că nu vine în persoană, ci prin învățăturile lui crește în lume lucrarea lui și se lărgește influența și împărăția, lumea se schimbă, așa vine. Sau, cum au zis martorii lui Jehova, a venit spiritual. Au declarat ei prin anul 1800 și că venirea Domnului va avea loc și au pus o dată și nu s-a întâmplat nimic. Și apoi au avansat o altă dată, dacă nu mă înșel, 14 octombrie 1914. Că vine și nu a venit. Și ca să scape obrazul, au redefinit înțelesul zicând că vine spiritual. Astea sunt bazagonii. Iisus va veni în persoană. Cuvântul spune așa, mă voi întoarce, mă voi întoarce. Și de asemenea, în 1 Tesaloniceni 4:16, ca să fie foarte clar, cuvântul Domnului spune căci însuși Domnul. Deci cine? Domnul. Însuși Domnul, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer. Deci întoarcerea, venirea va fi o venire personală. Vizibilă. Cuvântul Domnului, Apocalipsa 1:7. Iată că El vine pe nori. Și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Matei 24:27-31. Auziți ce este scris. Căci după cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Îndată după zilele acelea de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Și ascultați, versetul următor. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci, și auziți, și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Când se va întâmpla asta? Nu ne-a fost dat să știm. Cuvântul, după cum vedea în întâlnirile viitoare, ne arată că această reîntoarcere se poate realiza în orice moment. Este iminentă. El poate veni, slăvit să fie în numele Lui. Această venire vizibilă va fi o venire în trup. Fapte 1:11, revenim asupra acelui text, îngerii au spus apostolilor, acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Așa va reveni. Textele acestea din cuvânt, stimați frați, au menirea să stârnească în noi credință și să aducă speranță și trezire spirituală. Doamne ajută! Acum, înainte să încheiem, îngăduiți-mi o întrebare. Este ultimul lucru în această dimineață. Când va veni Domnul? Când va veni Domnul?
Întrebarea aceasta este o întrebare care a preocupat mințile creștinilor și nu numai ale creștinilor. Țin minte că în vremea aceea în care făceam acest studiu biblic, prin anii 2000, l-am notat pe Alin. Da, Domnul să te binecuvânteze, dragă Alin. Ai venit din Australia, bine venit acasă. Acum am zis de tine că tu registrai atunci predicile și te-ai îngrijit să fie puse pe casete. Ții minte? Și le are și acasă. Așa. Bine venit acasă. Ții minte că într-o duminică am încheiat așa. Când va veni Domnul? Și fraților, dacă vreți să aflați răspunsul la întrebare, duminica viitoare dăm răspunsul. S-o rup scaunele pe aici. Ce o zice oare fratele Nelu? Mai ales că era la modă să fixez date. Mai fixaseră înainte câțiva și au eșuat eroic. Da. Întrebarea aceasta ne-am pus-o noi primii. Ucenicii au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și sfârșitul acestui veac. În vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția? Și întrebările acestea au fost puse de mult. Răspunsul lui Iisus este foarte clar. Răspunsul Scripturii este foarte clar. Primul răspuns dat de Domnul Iisus la această întrebare este consemnat în Matei 24 cu versetul 36. Să ne uităm la acest text din Biblie. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Când am citit atunci acest cuvânt a fost așa o dezamăgire. Am crezut că știe cineva. Păi știe, cine știe e nimeni. Că despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni. Iisus a spus nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Iar acest text a fost explicat de Domnul Iisus în Fapte 1 cu 7 este scris. El a zis așa: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Adică Tatăl a decis ca ziua aceea să nu fie revelată. Le-a păstrat sub stăpânirea sa. Nu este dat să știm. Mă surprinde faptul că predicatori, învățători, teologi nu vor să creadă pe Iisus. Vor să dea la o parte pe Domnul Iisus și să intre în inima Tatălui ca să afle ce nu s-a spus nici Fiului și nici îngerilor vor ei să știe și să facă de Tatăl rușine. N-ar trebui să fim lipsiți de sensibilitate, de vigilență și de luare de poziție față de asemenea devieri grosolane. Nu știu de ce e atâta patimă în discuția asta. Gata, clar, 666, vaccinul. Ce s-a ales de aia? Știți că n-am uitat? Ce s-a ales de prostia aia? Deci, mă rog, să nu ne lăsăm ispitiți. Slavă Domnului, Biserica Emanuel este maturitate în credință și nu deviem spre asemenea lucruri. Mulțumesc Domnului pentru echipa de slujitori în Biserica Emanuel și pentru frățietate. Dar vedeți, devieri. Vine o criză, apare cineva, spune ceva spectaculos, gata. Lucruri pe care nu le-am mai auzit. Așa a venit Martul lui Jehova. A fost o situație foarte interesantă și aș vrea să menționez momentul acela. În 1988 a fost un om de știință american, cunoscut pentru zborurile cu racheta, un om cu o reputație aleasă în domeniul științei și s-a băgat și el în teologie. Era mai deștept dacă își vedea de rachete. Da. Și a spus că Iisus a scris o broșură, a venit el cu tot felul de explicații acolo și a spus că pe data de 12 septembrie 1988 va veni Domnul.
a tipărit broșura aceasta în sute de mii de exemplare și le-a distribuit în Statele Unite și nu numai, și în Europa au ajuns. Mulți au crezut și-au scos copiii de la școală, și-au vândut proprietățile, și-au dat banii la sărați să strângă în cer comoară, s-au gândit în toate felurile. Alții s-au îmbrăcat în haine albe și s-au dus pe vârf de dealuri, că vine Domnul Iisus pe data cutare, 12 septembrie 1988. Am auzit că ecoul acelei învățături a fost până și aici în părțile, până în județul Sibiu undeva. Da. E, sigur, data respectivă a trecut, nu s-a întâmplat nimic, autorul acestei broșuri și-a revizuit predicția, zicând că a greșit cu un an. Da. Reface calcule, publică o altă hârtie, vinde din nou, Dumnezeu știe ce a fost acolo, 1 septembrie 1989 a fost următorul termen. Și a zis mai nuanțat, citez, sau o zi mai devreme sau mai târziu, sau dacă nu atunci, atunci în 1990 sau în 1991, sau dacă nu în 1993, dar nu mai târziu de 15-17 septembrie 1993. Mare om. Scuzați-mi ironia. Cred că asta ar trebui să fie reacția noastră naturală față de toți acești știutori, mai mult decât știe Domnul Iisus. În nefericire, după ce trece valul, în loc să-și recunoască greșeala și să se pocăiască, vin și dau la întors cu explicații puierile. Că n-am zis, că n-ați înțeles bine, că... E mai ușor să spui, am greșit și pe subiectul ăsta nu mai deschid gura în viac. Ar fi mai bine. Și poate unii pe niciun subiect. Nu-i de jucat aici. Când va veni Domnul? Nimeni nu știe ziua și nu știe ceasul. Iisus a continuat zicând, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Luca 21:18. Da. În contextul în care revenirea lui Iisus este un secret păstrat în inima Tatălui, cuvântul spune, 21 cu, cât am zis? Cu 8. Poate greșesc acum că după 11 și 5, 7 se greșește. Nu. Așa. Da. Ați înțeles dumneavoastră. Nu. Da, se greșește și după 10 și un minut. Iar ați înțeles. Da. Iisus a zis, băgați de seamă să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul și vremea se apropie. Să nu mergeți după ei. Cum zice, au venit, uite-l acolo, iată-l dincolo. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Logica acestui cuvânt este clară. Nimeni nu știe ziua, unii vor pretinde că știu și aceia sunt proroci mincinoși. Feriți-vă de ei să nu vă înșele. Apoi, stăpânul zăbovește să vină. Aceste afirmații făcute de Domnul Iisus subliniază că venirea Domnului este precedată de niște semne și că este anticipată o anumită întârziere. Cât știe doar Dumnezeu. Stăpânul vostru zăbovește să vină. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors. În pilda cu cele 10 fecioare este inclus această idee a zăbovirii. Și în 2 Petru 3, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are un delungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și mai este în acest cuvânt un detaliu. Poate vă duceți la versetele următoare, unde scrie ce fel de oameni ar trebui să fim noi, așteptând și grăbind ziua venirii lui Dumnezeu. Ați găsit versetul? E tot în Biblie. Da. 2 Petru, capitolul 3, versetele de acolo. E un detaliu. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Așteptând și grăbind. Întrebarea mea este cum poți grăbi să vină data de 1 mai 2023. Cum o poți grăbi?
Răspunsul este nicicum. Aia e acolo. Totuși aici textul spune așteptând și grăbind. Să ne lase oare această scriptură să înțelegem că ziua venirii Domnului este un moment dinamic asupra căruia Dumnezeu va lua decizia, deși în inima lui este, când condițiile sunt pregătite? Posibil, așa să interpretăm această particularitate. Prin urmare, la întrebarea când vine Domnul, răspunsul biblic este: nu se poate ști ziua aceea. Feriți-vă de cei care știu, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. E anticipată o amânare care justifică și faptul că am ajuns până aici, 2000 de ani după înălțarea la cer a Domnului nostru Iisus, și că totuși El vine în curând. Iată, eu vin curând. Apocalipsa 22:12. El se va întoarce. Slăvit să fie în numele Lui. Aș încheia în dimineața aceasta observând o afirmație. Pentru creștin, pentru fiecare creștin, venirea Domnului Iisus Hristos trebuie să fie o așteptare și o speranță continuă. Trebuie să așteptăm cu răbdare. Să cugetăm la asta, să purtăm în rugăciunile noastre, să reîmprospătăm în inimile noastre, în conștiințele noastre de creștin, această speranță. Iisus Hristos va reveni. Momentul întoarcerii este aproape. Desigur, detalii legate de învățătura aceasta, controverse care au apărut în lumea creștină, e bine să le știm. Și în întâlnirile viitoare, când Domnul va rândui, o să vorbim despre milenism, amilenism, despre postmilenism, răpirea bisericii înainte de necazul cel mare sau după necazul cel mare, momentele acestea care țin mai degrabă de dezbateri. Slavă Domnului că Dumnezeu va face cum știe El că e bine. Și în ce ne privește, important este să fim gata. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm.